Hai să vorbim și despre cum atitudinea statului față de consumatorii serviciilor sale, mai ales prin limitarea sau desconsiderarea lor, pur și Avem simplu. acum, avem caz. Păi, în Da. primul rând, nu sunt consumatori, sunt supuși. Cam asta e, da. Și care e o soluție? Cum să descurce oamenii? Păi să nu mai fie Nu sunt supuși. supuși, sunt ostatici. Păi, da, oamenii sunt supuși, ar trebui să nu Ce fie nici vreau să supuși. zic cu vezi acum, că ăștia nu zic cum e Kaufland, mai mulți clienți înseamnă mai mult profit. Dacă ești la stat, mai mulți votanți înseamnă mai multă muncă. E posibil să nu crească banii. Am zis că banii nu sunt relaționați. Banii din taxe nu sunt relaționați cu performanța. E posibil tu să muncești mai mult, să muncești și în weekend ai aceiași bani. Dacă zic mai mulți, de exemplu, Diploma să. de studii, să zicem. Trebuie să mai deschizi niște Da, birouri, să da. Sau chiar la mai muncești câteva ANAF, zile. de unde vin mai mulți să ne plătească taxele? E complicat să deschidem Nu, birouri îți și dai din seama, urmare. nu, dar Și Doamne asta nu ferește, înseamnă că trebuie nu-ți să crește lucrezi o salariul. jumătate de oră în plus Nu, vinerea. dar asta înseamnă că Dar nu-ți crește salariul. Dacă îți crește, n-ați convine, știi? da, nu. Ești pe profit, ca să zic așa. Dar dacă nu-ți crește și doar muncești în plus. Nu, dar nici măcar, uite, că astea sunt lucruri, știi, pe care poți să spui, păi da, nu-i nimic ca să se mărească aparatul de stat, da? Mărim colectarea, asta e, dar trebuie să mărim aparat ca să servim mai mulți clienți, știi? Ok, bun, perfect. De asta dă Rothbard, de exemplu, cu drumurile, ca să o dea super simplu, da? Că vorbim de drumuri și ele sunt relevante și astăzi, da? Și soluția pentru aglomerarea drumurilor a statului a fost ok, interzicem mașinile. Soț fără soț în Întâi weekend, unele, privat, după aia mașini și private, altele. da. Da? Pe anumite zone de interes. Da? Păi în Londra mi se pare că în centru, Dar cu calul. nu trebuie să plătești o taxă din Da. asta urbană de centru ca să De ce treci pe nu? acolo. Adică ideea e că tu ești, zice Rothbard, ești un intrus. Ei nu vor Da. ca lumea să consume mai mult. Vor ca oamenii să consume mai puțin. Dar aici era legătura cu situația reală. Ce zic ăștia acum? Consumați mai puțin. Liderii, ăia de la G7, consumați mai puțin energie, mai puțin, nu Da. știu. Ori Kaufland nu zice asta, Nu zice consumați. ne mai Mă rog, nu faceți zice consumați mai probleme. mult, dar. Dar Sau nu zice se direct. bucură când o faci, nu? Da. Nu, Vino la nu noi zice că direct, dar face găsești niște reclamă. oferte. Da, a Ce? apărut și Uite, asta, uite, nu uite, știu uite, ce. uite, uite, la apropo de asta, știi, cu Kaufland, când e ultima oară când ți-a dat statul reducere la ceva? Da. Uite, ciu, că n-ai zis că a tăiat, nu știu. Ce? Taxe la. Nu! Le crește, nu le-a tăiat. Nu mă, că și tăiat, parcă. A, nu, 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 scuză-mă. Acea scădere de 50% din taxa pentru benzină, 50%, auzi ce m-am întâmplat, da, Cincizeci de bani. ce visuri optimiste, da? Acei 50 de bani nu i-a tăiat, ci vor fi suportați de stat, Bugetul de adică stat. furați de la toată lumea. Da? În sensul că nu doar, nu trebuie să se plătească doar șoferii, șoferii plătesc cu 50% teoretic mai cu 50 de bani, da, ce se face? 50 de bani mai puțin litru de benzină, da? Dar de fapt ajung să-l plătească, nu sunt de fapt 50, ci acești 50 de bani sunt diluați, da, prin furtul de la întreaga populație, oricum o să plătească o parte din ei, oricum. Și șoferi, adică. Și Normal, și șoferii, șoferi, da. Dar dar mai și puțin bani. ăștia care nu au Mașină. mașină o să plătească și ei. Și Greta? Greta nu, că n-are cetățenie românească, prin urmare deciziile ilustrului general Ciucă nu o afectează, dar Ceilalți ecologici români. ecologiștii Care români cu merg cu siguranță, Greta, plătește da. Trotinețchiștii. Uite, e și exemplu cu parcul, cu infracționalitatea în parcul ăla din New York. Deci, soluția statului nu este, ce dacă Statul aveai. fiind provider de siguranță, Da, apărare, protecție, încredere, nu da. era să te apere. Da, apă rămâne la orice oră, știi? La, adică nu, nu te mai duc acolo, știi? Da, seara pe Te, întuneric da. punem restricții de circulație prin parcul Big Apple, la New Na, uite, York. Cineva care vinde și se. nu e numai, știu, un caz din ăsta istoric. Adică, uite, de exemplu, cel mai recent moment, da, s-a întâmplat în Norvegia.
Da? Unde a fost un bum-bum, așa, cum se spune, o împușcătură, s-a lăsat cu împușcături în masă, da? Într-o țară civilizată, ca Norvegia, care, siguranță, are o problemă a armelor, numai că nu știu, n-am auzit noi de ea, da? Pentru că un om de o anumită etnie, știrea nu prea s-a auzit în România, de asta o vorbesc pe larg. Un om de o anumită etnie, vă las pe voi să vă imaginați care, probabil o să o nimeriți din prima, a avut o problemă cu niște cluburi care erau deschise pentru bărbați de o anumită preferință sexuală. Da? Și el, având o problemă cu acea preferință exprimată, s-a apucat cu o armă automată, da? O mitralieră, un Kalashnikov. A, nu sunt sigur dacă era Kalashnikov, dar oricum era o armă cu foc automat, nu semi-automat, da? Cum sunt armele de asalt care îi fac să tremure pe unii democrați din Statele Unite, da? Ăsta a intrat cu o armă automată și a început să tragă acolo. Ok, i-au dat unii în cap cu bâta, nu poliția. Poliția, dacă stăteam după poliție, numărul victimelor ar fi fost mult mai mare. Ok, și ce a făcut poliția? A interzis parada care urma să fie organizată în zilele următoare a acestor bărbați cu anumite preferințe sexuale, a interzis-o cu totul, pentru că riscul, da, de un mic jihad în zonă ar fi fost mult prea mare. Deci învățăm că dacă ești o minoritate foarte vocală și intransigentă, ar putea să iasă ca tine. Sau învățăm că până la urmă tot cu armele. Mă gândesc că și o agenție de asta rotbartiană poate să dea sfaturi de astea prudențiale. Dar sfaturi nu se interzică. Poate să dea sfaturi și la un moment dat, în cel mai rău caz, poate să rezilieze contractul, să spună. Dar în niciun caz nu o să te aresteze că te duci acolo, știi, să-ți riști pielea. Nu, dar poți să spui, adună-i, dar tu de ce m-a apertit? În ploaie, de ce m-a apertit? Eu văd că îmi dai sfaturi. Nu, dar poate. Deci la adică poate să spună, ok, nu poți să te apăr. Nu mă bag în... Îți asumi niște riscuri imense, știi? Nu poți să te apăr, asta e. Reziliem contractul, uite, îți dau și o despăgubire. Să bagă alții. Și vezi dacă se bagă alții sau poate că nu se bagă nimeni, știi? Dar cu siguranță nu o să te țină, nu o să spună cătușe. Dacă vrei să intri în școală, să salvezi copilul, da, de exemplu.